Deficitul bugetar al României ar putea exploda în acest an. Potrivit experților, ar putea atinge chiar 8% și nu sunt deloc vești bune. Conform raportului anual publicat de Consiliul Fiscal, deficitul bugetar al României este preconizat să depășească 7% din produsul intern brut anul acesta, cu riscul de a atinge 8% pe fondul execuției bugetare slabe din primele 6 luni ale anului și al altor factori economici. În prima jumătate a anului 2024, deficitul a ajuns la 3,6% din produsul intern brut, cu 1,3 puncte procentuale mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, în principal din cauza creșterii cheltuielilor bugetare. Raportul Consiliului Fiscal subliniază că noua lege a pensiilor și creșterile salariale din sectorul public vor adăuga presiuni suplimentare asupra bugetului în a doua jumătate a anului, iar cheltuielile bugetare tind să se concentreze în ultimele luni ale anului. Deși proiectul de buget pe 2024 stabilise o țintă de deficit de 5% din produsul intern brut, realitatea economică indică un scenariu mult mai dificil. Consiliul Fiscal avertizează că în lipsa unor politici concrete pentru creșterea veniturilor și îmbunătățirea colectării fiscale, România riscă să înregistreze deficite bugetare semnificativ mai mari în următorii ani până în 2027. Totodată, ajustarea macroeconomică necesară pentru consolidarea fiscală nu poate fi realizată doar prin reducerea cheltuielilor, fiind esențială creșterea veniturilor fiscale, care în prezent se află la un nivel foarte jos comparativ cu nevoile țării și reperele Uniunii Europene. Raportul subliniază de asemenea că datoria publică a României a crescut la 51% din produsul intern brut la finalul lunii martie acestui an, depășind pragul de alertă de 50%, ceea ce impune guvernului să adopte un program de reducere a datoriei conform legislației în vigoare. În acest context, România va trebui să propună un plan bugetar structural până în septembrie, care să includă măsuri de consolidare fiscală cu scopul de a reduce deficitul bugetar sub 3% din produsul intern brut. Implementarea acestor măsuri este esențială pentru stabilitatea economică a țării și pentru respectarea angajamentelor asumate la nivel european.